probabil cea mai importantă ecuație la startup, deci la începutul unei afaceri, este ecuația așa zisă de break-even, adică acel moment în care business-ul care a început nu mai realizează pierdere, dar nu este încă nici pe profit, deci e într-o poziție neutră de zero. Această ecuație se descrie pe scurt în modul următor. Cantitatea de break-even, deci el este exprimat într-o cantitate de produse care trebuie vândute în intervalul de timp, este egal cu cost fix total, deci toate costurile fixe ale companiei, împărțit la preț de vânzare al unui produs, minus costurile variabile pe unitatea de produs. Această ecuație e un bun punct de plecare în sesiunile mele când vorbim despre ce înseamnă antreprenor. Ce înseamnă să fii antreprenor? Înseamnă nu doar să pornești o afacere asumându-ți riscul acelei afaceri, ci și să înțelegi cum va funcționa acea afacere din perspectiva parametrilor matematici, numerici și, evident, în acest caz, financiar. Expertiza se învață din business-ul real, nu din cărți. Se deprinde în timp și nu peste noapte. Aici nu poți merge pe scurtătură. Sunt Marius Ghenea, instructorul vostru de antreprenoriat și vă aștept la sesiunile mele de consiliere și orientare în carieră Job de Viitor, un proiect marca ProEdus.